Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorin și astăzi suntem în Fernbus. De ce? Păi simplu, bă, fraților. Ia uite ce frumos ninge. Avem un engine updatat la zi, fraților, pentru că, da, TML n-a uitat de Fernbus. Așadar, avem engine-ul pe care îl folosesc și la The Bus. Avem umbre și texturi, să spunem noi aici colo, nu peste tot, dar în mare parte au mai updatat și texturile. Apa, iarăși foarte realistă în acest joculeț. Reflexiile sunt la ele acasă, are multe, multe, foarte multe chestii ce se regăsesc în The Bus. Realitatea e cât de cât aici. Și da, am zis să revin asupra lui să vă arăt ce și cum. Așadar, hai să ne facem treaba. Astăzi suntem șoferi pe autocar. Sau șoferi de autobuz, cum vreți voi să-i spuneți. Interiorul iarăși are o fidelitate superbă. Credeți-mă pe cuvânt, uitați-vă și voi cum arată. E clar că acest engine nu poate să-i facă decât bine acestui joc. Așadar, eu zic că, da, merită să mai revenim asupra lui. Hai să ne dăm un pic cu el, să vedem despre ce este vorba. Sperăm să nu avem vreo surpriză neplăcută. Bun, să-l pornim, zic, nu? Bun, să închidem ușa prima dată, că înghețăm de frig. Dăm cheie. Asta zic, tăticu. Aprindem și niște lumini. Bun. Și lumini la interior, că totuși e ora 9 dimineața, dar bă, să dăm drumul la ștergătoarele astea un pic. Așa, pe intermitent. Le dăm la băieți 22 de grade acolo să nu moară de friguleți. Le dăm și internet, lumină la WC acolo, cafeluță, să citească și în ziar. Hai să lăsăm și așa. Nu are nevoie de lumini. Cam asta aici. Frumos. Frumos, frumos, frumos. Ruta este spre Berlin, așadar, 65 e numărul și cam atât. Chiar e ok, pe mine mă fascinează reflexele și luminile, iarăși halourile. Bun, putem să-i dăm drumul, nu? Temperatura o avem, luminile le avem aprinse în autocar. Putem să luăm lumea din stație. Așadar, suntem la Leipzig și trebuie să mergem la Berlin. Aici sus. Nu am mai fost la Berlin. De fapt, am fost cam peste tot pe acest joc. Pentru că avem aproape toate DLC-urile, numai ultimul nu-l avem, pentru că au băgat niște autocare noi și nu prea îmi plac. Bun, să-i dăm drumul, zic. Să-i dăm drumul că ne așteaptă lumea. Ia uitați ce frumos se scurge apa pe parbrizul nostru.
Aș putea totuși să dau mai jos un pic. Sau să ridic mai sus volanul, nici nu știu ce să fac. Am rezolvat-o eu cumva. Bă, dar ce frumos ninge, bă, băiatule. Chiar e superb. Da, v-am spus, folosesc fix același engine. Se vede fix ca în The Bus. Ceea ce e superb, zic eu. Forțăm un pic aici roșu. Aia e. Vreau să ajung la timp și așa e iarnă, frig. Oamenii îngheață în stații. De fapt în stație, că nu avem decât o stație de unde să-i luăm. Și în Berlin îi dăm jos. Dar deja în Berlin o să fie ziua. Deci o să fie mai bine cu temperatura. La dreapta. Dacă apucăm. N-apucăm. Bă, dracu, aproape toate le prindem roșii, mă. În sfârșit am prins și noi două semafoare verzi unul după altul. În sfârșit. Uite cum ne așteaptă lumea, asta zic. Aici avem 12 persoane de luat de aici. Deschidem și ușa la bagaje. De fapt ușile. Și să ne băgăm pe control. Asta merge la Berlin. Dumneavoastră, tot la Berlin, vă rog, noastră, Berlin, caz, vă rog,
și dumneavoastră, doamna Medelin. Dumneavoastră? Da, vă rog. O 11:33. Bă, sigur e ăsta? Ăsta e. Ok. Dumneavoastră? Da, vă rog, urcați, luați loc. Dumneavoastră? Toată lumea merge la Berlin? Bravo! Bun, bun, bun. Haideți și dumneavoastră, nu mai stați în frig, doamna. Toată lumea a fost pentru... Hopa, dumneavoastră nu sunteți la mine. Rudă, shame. Îmi pare rău. Mă văd nevoit să vă refuz. Și pe dumneavoastră îmi pare rău. Bun, ia să vedem. În principiu, ar trebui să fie toată lumea. Corect. Să închidem aici la bagaje. Avem plecarea la... Cât avem plecarea? La și 15 minute. Avem 6 minute de stat aici. Bine, nu o să stăm 6 minute. Dar ca idee, mai stăm un pic. Hai să facem un control. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, doamna acolo în capăt. Ia uitați ce lumini avem ambientale. Bun. O să stingem luminile și o să le lăsăm doar pentru... O să le lăsăm doar pentru citit. Cine vrea să citească? Da, cam suntem gata de drum. Să-i dăm start aici, frumos. Și să-i dăm drum. Toată lumea e bine acolo în spate, da? Cum minți, domnule, cum minți? Aici o să facem stânga, mergem pe autostradă. Avem ieșire și prin dreapta, pe cealaltă autostradă, că avem și o altă autostradă în dreapta, dar e mai aglomerat în dreapta, e mai mult de mers prin oraș, așa că prefer să mergem prin stânga, să ne întoarcem înapoi cum ar veni. Am aglomerat, ce e adevărat, dar încercăm, poate, poate, nu cred, mai prindem un roșu, vai de capul nostru. Ce frumos ninja. Cred că o să facem o românească ceva, dacă mai vine un verde. Aparent se blochează, văd că prea... Blochează intersecția acolo. Și probabil sunt unii care vor să facă dreapta și nu pot. Să vedem. Ia să-i dăm noi ușor, așa că n-am bază în ăștia. A? Hai mă că merge mai bine tura asta. E bine.
Am forțat un pic. Asta e. Mi-asum dacă e să iau amendă. Frumos, doamne, ce frumos, e frumos. Era să zic, fie antenă că l-a trecut pe roșu. Hai că ieșim și din oraș. Cumva, cumva am reușit. Restricție de 70, văd. Limitare, mai bine zis. Către Berlin, așadar, țineți-vă bine. Ce frumos se vede, ce înseamnă un engine bun, nou. E ție mai mare dragul să joci. Dăm pe banda asta, că pe banda cealaltă mai avem camioane care merg cu 90, noi putem merge cu 100, liniștiți, și nu vreau să... Uitați-vă și vă ce frumos se vede. Incredibil. Incredibil ce au putut să facă cu engine-ul ăsta nou.
oră de iarnă de asta încă e întuneric afară. 9:35. Bine, e și nouă orat că ninge. Tragem un pic pe banda asta, că e destul de liberă. Am mai depășit să bage în fața mea. Nu putea să mai meargă un pic pe banda aia. Bă, ce oameni, bă, ce oameni. Scuze, bă, nu mi-am dat seama. Eu aveam limitare? N-am sesizat. A, 80. Ok, noi avem 80 aici. Sau am avut cel puțin până mai aproape de indicatorul de care am trecut. Un lucru, asta zic, frumos. Da, ce frumos se văd reflexiile, mă. Mă uit și la camionul ăsta. Facem pauză, că nu avem mult de mers, n-are rost să oprim pentru pauză. Frumos se vede pe camera asta. Dă-l și pe colegul.
Ce-a pățit ăsta, mă? Ia uite, bă, s-a răsturnat ăsta, mă, ați văzut? Lol, s-a răsturnat, bă. Dacă nu, lasă mai încet. Bine, eu vorbesc, care merg 100 pe timp de iarnă. Imediat ieșim de pe autostrada asta. Cât am vrut să aud. Ce ai, mă, că am mers ca lumea până aici. Ne schimbăm o dată macazul, cum s-ar spune. Cam aglomerată autostrada asta. Wow, wow, ce a sărit ăla așa, bă, tată? Un accident a fost acolo. Ia uite altul. Probleme cu remorcile, cu AI-ul. Probleme cu AI-ul. Mamă, ce a sărit remorca, ești nebun. Ok. Ok. Ăla e un bug, sigur. De ce a sărit remorca, ești nebun? Mamă, ce-a fost asta, bă? Ce-i cu frâna asta, băi, nebunilor? Oh, ia uite-l, bă, și pe ăsta ce viteză are. Mamă, ce era să mă ia înainte tâmpitul ăla. Băi, fratele meu, ce-i cu ăștia, mă? M-au și speriat să mor de nu.
Și am ajuns în Berlin, să înțeleg. N-am mai fost de mult pe aici. De-aia nu prea mai cunosc la bureți. Bă, dar ce frână au pus ăia, bă. N-am crezut că mă mai oprești. Mă mai oprește ceva, serios, dacă nu. Aici la Berlin știu că au autocară frumoasă. Așa știu eu acum, nu. A stricat ceva la autocar. Asta e, mergi mai prost. Acum v-ați găsit și voi să depuneți reclamații când ajungeți la destinație. Ia uite, bă, dracu. Parcă ninge mai tare pe aici, pe la Berlin. Nu? Așa pare. Că imediat ajungem. Da, mai fost în autogara asta. Mi-aduc aminte. Überpünktlich, das ist ja kaum zu glauben. Also ne dăm jos. Să le dăm și bagajele la oameni. Și i-am rezolvat. Atât. Drum bun, mulțumim frumos. Vă mai așteptăm. Vă mai așteptăm. Da. Bă,
Uite, vezi că am plecat pe zăpadă, am ajuns pe zăpadă. A fost destul de curat drumul. Ce să zic? Eu chiar sunt mulțumit de ce update au adus băieții ăștia. Aș fi vrut, sincer să fiu, să pună mai mult accent pe, și pe texturi. Să, na, să le updateze și pe astea. Dar nu e rău ce au făcut cu acest update de engine. Așadar, fraților, ia uite ce frumos se vede. Uitați-vă și voi ce fain se vede, băi, ești nebun. E, zici că e real, ești cu capul, n-ai cum, uite-te și tu. De să prind o poză așa. Uite-te și tu cât de real arată. N-ai cum așa ceva cu el, uite. Bă, frate, n-ai. E prea de tot. Prea frumos. Da. Fraților, ce să zic, vedeți și voi. Chiar arată altfel. Bine, cine vrea să recunoască că sunt și cărcotași destui, dar nici înainte n-arăta foarte rău din punctul ăsta. Ia uite aici, ninge în autocar. Oricum ar fi, e clar că se vede o deosebire. Ce să zic, fraților, mă duc la garaj. Cam atât a fost pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut ce ați văzut astăzi. Așa sper. Acum, da, știți cum e. Nu eu sunt de vină dacă ceva nu vă convine. Oprim luminile aici, că vorba aia și aerul condiționat de acum, că nu mai e nimeni pe aici. Ne întâlnim așadar data viitoare. Sper din tot sufletul că v-a fost pe plac călătoria. Ne întâlnim, sper, și la un alt episod. Ce să zic? Numai bine, nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. La revedere! Numai bine!